Bine v-am regăsit din nou. Se pare că astăzi astrele l-au adus binevoitor la Scara Confidențelor pe astrologul și jurnalistul Sergiu Sumcă și, în primul rând, prietenul nostru. Bine ați venit! Bine v-am găsit sau regăsit! Câte glume am făcut noi în privința acestei invitații, domnul Sumcă, și iată că astăzi vă vedem pe taburietă. Așa, da, eu mi-am exprimat un dezacord cu scaunele care pentru... E mai puțin confortabil, dar cred eu că trebuia să treceți testul. Da, dar mă raliez. Mă bucur foarte mult că ați venit și astăzi, pentru că telespectatorii deja s-au obișnuit să vă aprecieze și să urmărească tot ceea ce spuneți în cadrul rubricii Horoscop. Aveți foarte multe poze mâine și noi astăzi vom călători în timp. Vom călători în timp, dar vreau să zic că astăzi, pentru prima dată, nu ascult porunca mamei mele, care spune așa: nu te lăuda. Lauda de sine nu miroase a bine. Dar venind încoace la draga mea și scumpa mea televiziune, care i-am consacrat, iată, exact se împlinesc 30 de ani de când sunt eu în televiziune. Și ceea ce am adus eu sunt niște jaloane ale activității mele, ale pasiunilor mele, și nu de dragul laudei, dar poate cineva să intre în această albie ale amintirilor mele și poate să-și tragă și niște concluzii, pentru că tot ce am făcut și poate că voi face, dacă Domnul o să-mi mai dea și niște ani, cu multă dragoste și cu multă pasiune. O să revenim și la ele. Apropo, vreau să menționez că în data de 14 noiembrie, nu știu, eu cred că nu mai este un secret pentru nimeni, veți marca ceasul aniversar și veți marca cei 70 de ani frumoși și împliniți. Eu mă bucur pentru că sunteți o fire puternică, știți să arătați bine, știți să mergeți în continuare cu multă forță. Da. Și apropo, în această dată, pentru că am înțeles că se va întâmpla un fenomen, am niște vecini foarte îngrijorați. Ei consideră că în data de 14 noiembrie se va așterne bezna. Zic, nu e adevărat, e ziua domnului Sumcă și va fi sărbătoare în țară și în spațiu cosmic. Așa, deci haideți să vă familiarizez cu anumite jaloane din viața mea. Deci sunt Scorpion, am făcut școala serală a tineretului muncitor, așa se numea pe timpuri, și pasiunea mea pe atunci era teatru, făceam teatru la Florești, eram și eu o vedetuță pe atunci, și iată aici este o poză, la un bal mascat, iată eu așa am fost deghizat, da, un prinț indian și așa mai departe, și asta m-a făcut primul pas al meu, a fost în actorie, așa cum ți-ai dorit și tu. Am încercat să candidez la Șciuchin de la Moscova, n-am reușit, am venit la facultatea de litere și atunci se spunea că e facultatea mireselor, da, și deja la anul 2, în 66, eu am venit în radio și iată aici sunt câteva poze, iată aici așa o poză meditativă, probabil că eu căutam o metaforă și am fost așa surprins de un coleg de-al meu de la radio, așa, cu pana, pana adevărată, așa. Aici este o poză, fac un reportaj într-un laborator de la Institutul de Fizică Aplicată, aici în prim plan e domnul Mircea Bologa, un savant notoriu, așa. Și pe urmă, când am epuizat limbajul radioului, am încercat să vin în televiziune și am avut parte din niște colegi extraordinari. Ei mai activează și acum, în plină forță, e vorba de Anatolie Ignatenko și Vladimir Halata. Și iată aici, noi suntem în trei, pe strada 8 martie, că am pregătit o emisiune televizată de 8 martie. Am găsit, iată, o familie care cântă și iată, nu mai țin minte, cineva din aceste fetițe este deja și cântăreață de profesie. Așa, am găsit un om care crește păsări decorative. Am prins un păun care își desfăcuse coada și am pus pe muzica lui Ravel Bolero. Era ceva superb. Și eu mă bucur că vă reamintiți cu drag de toate aceste momente, pentru că mi-amintesc și eu niște scene, v-ați deghizat în diverse personaje, ați făcut actorie și aici, la Moldova 1. Da, așa este. Deci noi făceam câteodată niște ediții speciale. Și acum să revenim la pasiunile mele, ele nu știu cum erau un paralel cu ceea ce făceam eu la radio și la televiziune. Deci călătoriile mele, asta este pe prim plan, iată una dintre primele mele călătorii la Samarcand. Vă zic, aici
Avem, iată, pe plasmă și niște poze, cineva le-a pregătit din timp, da? Așa. Aici, Sergiu Sumcă este angajat deja la Bună Dimineața și tot așa spunea horoscopul zilnic. Așa. Aici, Olesia Rusu m-a invitat ca să vorbesc despre ziua astrologiei ca atare. Și, Dumitru, parcă noi după culise ne-am înțeles că tu îmi pui o întrebare ceva în legătură cu numele meu de familie. Sigur, da. Dar fiindcă am ajuns la acest capitol și deja ați deschis dumneavoastră paranteza, cred eu că ar fi bine să ne povestiți și despre acea deci întâmplare. Numele meu de familie sunt când întotdeauna strânea niște așa, scene câteodată nu prea plăcute. Nu, dar ce să-i faci? Mi-aduc aminte, eram într-o deplasare la Cahul, dar redactorul șef s-a înțeles că șoferul secretarului o să vină și o să mă ia de la hotel la Chișinău. Mm. Și eu vin dimineața să văd că stă o volgă și eu zic, mă luați pe mine la Chișinău? Deci că da, bă, eu, dar trebuie să aduc cineva o sumcă. Cum aduci o sumcă, vă ioși pe dumneavoastră? Dar eu zic, numele meu de familie este Sumcă. Eu zic, ei, da. Zic, da, să vă arăt legitimația, da, sunt Serghei Sumcă, pe atunci nu se spunea Sergiu că era așa un fel de tabu. Serghei Sumcă, da, și atunci tot drumul noi am vorbit despre întâlnările mele, ce am făcut eu la televiziune și eu mi-amintesc de un alt caz, când, nu știu ce sfat ați oferit telespectatorilor, că o femeie a vrut să se răzbune pe dumneavoastră, a venit cu ceainicul aici așa, la televiziune. Așa, da, Dumitru, are o memorie bună, deci în cadrul acestei emisiunii cu Eroi Familiei, le ofeream fel de fel de sfaturi, foarte utile printre altele. Și rugam întotdeauna urmați sfaturile întocmai, nu inventați ceva, da? Și zic, dacă aveți sediment în ceainic, mai ales iarna, îl împleți cu apă, îl scoateți la balcon ca să înghețe, da? Pe urmă, îl aduceți în cameră frumușel și gheața aceasta ia tot sedimentul și îl aruncă. O doamnă a vrut să fie mai deșteaptă și a adus ceainicul de la balcon și imediat l-a pus pe plită. Și ceainicul s-a bombat la fund. Și ea, foarte revoltată, le-a spus unor colegi care au venit tot acolo într-o deplasare, să-i spuneți lui Sumcă că-i rup capul, să vie să-mi plătească ceainicul. Că eu acum când trebuie să-mi fac ceainic, trebuie să ții ceainicul deasupra ochiului la plită. Ei, ai mai dat ochii cu ea. M-a ferit Dumnezeu. Da, iată aici avem cireașa de pe torta emisiunii Curierul Familiei. Da, asta era e un microfon cândva. Da, era un cap pentru microfon, ceva artizanat, CFE, da, Curierul Familiei și iată am fost și noi pionieri în ceea ce privește o asemenea. Eu am observat că mă descurc foarte bine rol de statuie astăzi, dacă aveți nevoie ca cineva să țină o fotografie, o poză, apelați. Da, Dumitru, iată, uite, aici iarăși ce ține din numele meu de familie, am fost la Bodrum și la o stație de microbuse, am găsit un microbus pe care scrie Torba. Torba. Este un sat. Ați găsit sinonimul. Da. Și iată, Sumcă stă alături de virtuala Torbă. Apropo, domnul Sumcă, zice lumea că sunteți bărbatul perfect. Acum, cu mâna pe inimă, vreau să-mi răspundeți. Aveți și vicii, pentru că, nu de altă, dar oamenii o să creadă că perfecțiunea există și că are sinonim Sergiu Sumcă. Eu cred că a fi perfect, asta înseamnă a fi ca un domn, că numai Domnul este perfect. Și nu în zadar Iisus Hristos în predica lui de pe munte așa spunea, fiți perfecți ca și Tatăl nostru. Eu mai am mult ca să ajung la așa o perfecțiune, probabil că o să mai trebuiască încă niște reîncarnări, așa, dar la ceea ce eu am tins întotdeauna și nu știu dacă mi-a reușit, asta pot să spună colegii mei, să sădesc în interiorul meu liniștea și echilibrul sufletesc. Și țin minte că Daniela, care era și ea prezentatoare, așa, spune, domnul Sumcă, ia mai repetați cum a spus dumneavoastră, adică liniștea și echilibrul interior este o stâncă de care se sparg toate valurile vieții. Și ea parcă tot așa încetșor memorizea fraza asta, nu știu cât de bine o implementa, dar asta a fost sloganul nostru de serviciu după ce finalizam eu horoscopul zilei. Se întreabă lumea ce găsim în casa dumneavoastră, pentru că știm că un astrolog nu aprobă de fapt toate culorile, pentru că sunt niște lucruri care creează un disconfort și psihologic. În căminul dumneavoastră, ce bântuie acolo? O simplețe totală. Eu prefer ca să am
mult spațiu, mult aer liber, evident flori și tot timpul am grijă de ele, iată, s-a terminat deja sezonul estival și mai departe, trebuie să le aduc în casă, trebuie să le mai dau niște hrană suplimentară și așa mai departe, așa mai departe. Dar, Dumitru, dacă deja puțin am atins și... Din păcate, trebuie să închidem cortina confidențelor, domnul Sumcă, și în ediția următoare vă invităm ca să continuăm lent amintirilor Da, mai rămas aici niște poze, dar poate că le dezghiocăm cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru prezență, o sănătate înfloritoare să aveți și vă mai așteptăm. Sigur că luni. Luni neapărat. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și vouă pentru atenție. Rămâneți cu Bună Dimineața!